Autoritățile ne promit că de la 1 iunie restricțiile vor fi reduse, iar din luna august am putea să avem parte de marea relaxare. Însă mulți români nu mai cred în vorbele spuse de guvernanți și cred că este doar o strategie periculoasă. Promisiunea cu care politicienii au hrănit speranțele românilor este că de la începutul sezonului estival restricțiile vor fi reduse. Totuși, premierul Florin Câțu a declarat că marea relaxare și renunțarea la măști nu se poate face fără o vaccinare masivă a populației. Păi am încredere în guvernul ăsta care minte, azi spune una, mâine spune alta, până nu văd, nu cred. Deci, asta e situația. Nu mai așteptați la un al patrulea val de pandemie? Sau? Păi după cum sunt ei, tot vin valuri, că au interesul ne ține închiși în casă, ei să-și facă treburile și afacerile și iar noi ca fraieri stăm închiși. Tot vin valuri. Valuri a fost tot timpul, dar nu s-a exagerat ca acum. Așa ar trebui să fie. Credeți că se va întâmpla așa? Să zicem că da. Dar vă mai așteptați totodată la un al patrulea val de pandemie sau? Nu știu eu cât e de reală pandemia asta așa. Sceptic în privința pandemiei, dar poate să vină. Credeți că restricțiile sunt cam aspre? Au fost destul de aspre, acum s-au mai relaxat puțin. În prima fază să se renunțe la obligativitatea purtării măștii de protecție de la 1 iunie, iar ulterior chiar de tot peste tot în țară, chiar din luna august. Atunci ar putea fi organizate și evenimente cu mii de participanți. Până la acel moment s-a propus ca restaurantele să funcționeze fără restricții dacă angajații sunt complet vaccinați.